seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Principalul beneficiar al furtului miliardului ar fi Vlad Plahotniuc, a declarat Renato Usatei, care spune că deține versiunea integrală a raportului Crol 2. Șeful Inspectoratului Național de Patrulare și-a anunțat demisia în fața 10 de polițiști din țară și a ministrului de interne Andrei Năstase. O femeie de 39 de ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla s-a izbit cu alta la Cahul. Ambele automobile au fost făcute zob. Membrii Blocului Acum și socialiștii spun că vor semna un acord de neagresiune pentru alegerile locale din toamnă. Vlad Plahotniuc este principalul beneficiar al furtului miliardului, a declarat Renato Usatei, care a apărut astăzi în fața presei cu un porumbel în mâini. Liderul PN mai spune că ar deține versiunea completă a raportului Crol 2. Parlamentul urmează să decidă dacă acesta va fi audiat de Comisia privind investigarea fraudei bancare. Într-un live pe Facebook, Renato Usatei susține că a intrat în posesia documentului integral al raportului Crol 2. Plahotniuc был основным бенефициаром, значит, Шор был администратором всего этого. Usatei a cerut să fie audiat de Comisia Parlamentară pentru Investigarea Fraudei Bancare. Alexandru Slusar, președintele comisiei, l-a îndemnat pe liderul PN să depună de urgență documentul pe care îl deține la Secretariatul Parlamentului. Să verificăm dacă acest document corespunde raportului. Această privință avem colaborarea cu cei de la Crol. După asta vom lua decizia privind publicarea acestui document, privind audierea, formatul audierei. La scurt timp, Renato Usatei a venit cu un răspuns către Slusari și i-a transmis un porumbel alb. În fața jurnaliștilor, Usatei s-a așezat la masă și a prezentat încă două capitole ale raportului Crol 2. Acesta nu a vrut să spună însă cine i-a oferit aceste informații, menționând doar că le-a primit chiar în prima zi când a revenit în țară. Prima seară când am venit, am avut 1200 de oameni în jurul meu. Cam toți pe care i-ați văzut și la Vama Sculeni și în fața Procuratorii Generale. După asta, când s-a făcut întuneric afară, a început unul să vie smăie la o parte, altul și mai departe. Ce sunt de chestiile astea? Usatei a mai declarat că aceste două capitole ale raportului s-ar fi aflat încă de anul trecut la Procuratura Generală și la Procuratura Anticorupție. Responsabilii de la Procuratura Generală ne-au spus că luni vor veni cu o reacție, iar Adriana Bețișor, responsabilă de raportul Crol 2, este plecată din țară. Totodată, Usatei a menționat că în raport se regăsește și numele lui Ilan Șor, dar și a lui Vlad Plahotniuc și Serghei Ieralov. Cum așa când scrie clar în raportul Crol că beneficiarul la furtul din trei bănci sunt companiile legate în mod direct sau indirect cu Vladimir Plahotniuc. Democrații susțin că habar nu au despre ce vorbește Usatei. Nu înclin să am prea mare încredere în ceea ce spune domnul Usatei, din motivul că a spus de mai multe ori lucruri hazardate. Haideți să vedem documentele, haideți să vedem ce le reprezintă, în ce constau constatările și atunci noi cu toții o să ne expunem. Eu nu sunt purtătorul de cuvânt a domnului Plahotniuc. Și ați reușit să discutați cu dumnealui, revine în țară? Nu, n-am reușit. Eu v-am recomandat dumneavoastră să întrebați că sunteți mai interesată decât mine dacă el revine sau nu. Dumneavoastră nu sunteți interesat dacă revine fostul lider al dumneavoastră? Interes decât mine. De ce întrebați-l dumneavoastră? Eu habar nu am de unde a luat și ce a scris, ce a desenat. Este procuratura să se clarifice. Și deputații Blocului Acum și socialiștii pun la îndoială veridicitatea documentelor pe care le deține Usatei. Nimic ce vine la Usatei, eu nu cred că e veridic. Cum se întâmplă că cineva reușește să facă rost de unele documente de care deputații încă nu au reușit să le vadă. Deci procuratura a dosit și continuă să dosească aceste documente. Că doar cei care l-au ascuns până acum ar fi putut să-l furnizeze dacă este veridică această informație. Noi oricum vom o ține pe cale legală. Săptămâna trecută, Comisia Parlamentară pentru Investigarea Fraudei Bancare a publicat raportul Crol 2. Documentul însă nu conține lista beneficiarilor finali care se află la Procuratura Generală, susțin membrii Comisiei. Procurorii au negat existența unei astfel de liste. Un tânăr a intrat într-o biserică din capitală și a furat bani din cutia de donații, dar ghinion, hoțul nu a observat că în lăcaș sunt instalate camere de supraveghere.
Cu ajutorul imaginilor, poliția a stabilit deja identitatea făptașului. Câți bani a luat acesta, vă spunem în câteva minute. Șeful Inspectoratului Național de Patrulare și-a dat demisia. Marin Maxian a făcut anunțul după ce a prezentat raportul de activitate al instituției pentru ultimele 6 luni în fața a 10 de polițiști. Prezent a fost și ministrul de interne Andrei Năstase. Vă doresc un drum liniștit, deschis și limpede, iar culoarea verde să vă semnalizeze tot timpul încrederea în sine. Vă respect la nesfârșit. Înainte să părăsească scena, Marin Maxian a primit flori și a fost aplaudat de colegi. Fostul șef al INP nu a vorbit despre motivele care l-au făcut să demisioneze, dar menționează că nu a fost presat de nimeni. Decizia mea aparține personal. Ce vă ocupați mai departe? Rămâneți în poliție sau altceva? În dependență de decizia care va fi luată de către ministrul de interne, pentru că el este angajatorul meu. Poate vă vedeți un nou șef la IGP. Nu, mersi mult. Domnul Maxian a trecut, știu, înțeleg ce a trecut, cumva cu lejeritate, peste anumite proiecte pe care le-a trecut în acest raport. Proiecte, sunt sigur, inițiate cu bună intenție. Proiecte inițiate cu bună intenție, dar care s-au transformat într-un anumit moment în campanii de PR ale unor persoane. Venit să asculte raportul de activitate al INP, ministrul de interne a vorbit în fața polițiștilor și i-a îndemnat să ia exemplu de la colegii din statele europene. În primul rând să facă sport, a spus Năstase, care a promis că o să meargă și el la sala de forță. Haideți să încercăm să nu mai cerem de la nimeni mită și nici să nu acceptăm, având în vedere că sunteți interfața instituției, a Ministerului de Interne, a Inspectoratul Național de Poliție, să avem grijă și de noi. Iată, eu mă apuc, eu sunt cât trebuie. Și am să mă apuc încă mai tare. Să mă ajung în astfel este așa, să mă pot ajunge. La prima întâlnire cu noul lor șef, polițiștii au avut întrebări, dar și propuneri pentru ministru. Dumneavoastră a spus că ați fost în Germania, acolo polițiștii și sistemul țineți este total diferit ca Republica Moldova. Dar vreau să fac o mică remarcă. În Germania cetățenii nu spui pe semință în stații și nu se comportă cu polițiștii așa cum la noi Republica Moldova. Când vede un polițist, vede un câine în fața lui. Dați să lărgim alea spiritului ăsta a drepturilor polițistilor, să nu să facem ca în America, șerif, m-a scos pistolul și l-a mușcat, dar puțin mai restrâns, că toți din sală știu aplica forța fizică și mijloace speciale. Cu sportul dumneavoastră, cred că o să mă susținătăți la legislativ, deși cu o propunere ca momentul dat, cumva să schimbăm, ca să putem intra și noi în forță, să arătăm ca și colegii de psihotare. Voi face tot ce stă puteți ca să dotăm. De asta merg în Germania, de asta am mers în România, de asta aștept acum vizita unor oficiali din alte părți. Așa că vă promit că voi face tot ce stă în putere. Întâlnirea a avut loc la Palatul Național, unde au venit polițiști din întreaga țară. În prezent, funcția de șef la INP rămâne vacantă și urmează să fie anunțat un concurs pentru a numi o altă persoană în fruntea instituției. Marin Maxian a ocupat fotoliul de la începutul acestui an. El a preluat funcția după ce Liviu Baziuc a fost numit șef la Direcția Audit Public Intern al Inspectoratului General al Poliției. Președintele va avea ultimul cuvânt de spus despre cine va fi procurorul general interimar. Majoritatea parlamentară vrea să modifice unele prevederi în legea cu privire la procuratură pentru a-i permite acest lucru lui Igor Dodon. Democrației critică inițiativa. Deputații din blocul acum și socialiștii vor să schimbe unele prevederi în legea cu privire la procuratură, astfel încât, printr-un decret prezidențial, șeful statului să poată numi un procuror interimar până la desfășurarea concursului pentru funcția vacantă. La propunerea CSP-ului, dar numit de către președinte. Modificările sunt necesare pentru că unii procurori ar fi afiliați democraților, spune deputatul PAS. Trebuie să avem convenit un procuror interimar care să asigure stabilitatea și bună funcționare a procuraturii. Deci nu este vorba de preferințele domnului președinte, este vorba de un consens la nivelul majorității. Să nu existe dubii că procuratura continuă să fie în mâinile lui Plahotniuc. La moment, legea cu privire la procuratură prevede modalitatea de numire a interimarului, se instituie interimatul de către cel mai vârstnic viceprocuror general. În cazul în care acesta refuză interimatul, atunci trece la următorul după vârstă. Democrații nu văd cu ochi buni inițiativa, care urmează să fie discutată săptămâna viitoare în plenul Parlamentului. O interpretare abuzivă și trasă de sfoară
mai bine zis, o aranjare politică a modului de a lua, prelua controlul asupra instituției procuratorii. Mai mult, aceștia susțin că Eduard Harunjen și-a dat demisia pentru că ar fi fost presat. Evident, după o astfel de presiune, de nemaipomenit timp de o lună, eu cred că oricine ar putea să cedeze. Regretăm doar că a fost afectată independența procuraturii, cred că pentru 10 de ani înainte. Potrivit legii cu privire la procuratură, trebuie să fie organizat un concurs de către Consiliul Superior al Procurorilor, care să fie în două etape, preselecția candidaților în baza dosarelor depuse și interviul susținut în fața CSP. Euro va coborî sub 20 de lei la începutul săptămânii viitoare. Mai multe detalii are colega noastră Elena Suvac. Elena, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Începând de săptămâna viitoare, euro se va ieftini cu 8 bani și va costa 19 lei și 98 de bani. Experții vorbesc despre o întărire fără precedent a leului și spun că în luna iunie, mai ales, moneda națională a crescut semnificativ în raport cu euro. Totodată, specialiștii susțin că în perioada următoare leul va oscila cu o ușoară tendință de depreciere. Iar pentru un dolar, Banca Națională a stabilit pentru 15 iulie un curs de 17 lei și 75 de bani. Atât la acest subiect, la revedere! Elena, mulțumesc! Un tânăr a jefuit o biserică din capitală ziua în amiaza mare. Acesta a sustras aproximativ 600 de lei din cutia de donații. Cel mai probabil hoțul nu va rămâne nepedepsit, întrucât a fost surprins de camerele de supraveghere, iar poliția a stabilit deja identitatea acestuia. Era în jurul orei 12 ieri, când în biserica din preajma circului din sectorul Râșcani al capitalei a intrat un ienoriaș, care a ieșit de acolo cu bani. Tocmai în acel moment, preotul a lăsat fără supraveghere preț de câteva ore lăcașul de cult. Când a revenit, a depistat lipsa banilor din lădița pentru donații. Oamenii legii spun că este vorba de aproximativ 600 de lei. Se pare că hoțul este cam neexperimentat, întrucât acesta nu a observat că la intrare, dar și înăuntru bisericii, sunt camere de supraveghere, astfel că acestea au imortalizat fiecare mișcare din timpul furtului. Din imaginile surprinse se vede cum autorul jafului, un tânăr de 24 de ani, pășește pragul bisericii, apoi iese și verifică ce se întâmplă în jur. Drumul dus-întors îl face de câteva ori. Ulterior se întoarce în biserică și verifică un dulap. Intră și în altar, de unde cel mai probabil a luat banii și fuge. Mergând spre ieșire, se oprește și la încăperea de unde se vând icoane și lumânări. Pentru că era încuiată, acesta forțează ușa și sparge geamul. Astăzi, lăcătușul a venit să schimbe broasca. Părinte, bărgat, să repar. Oamenii legii au reușit deja să stabilească identitatea bărbatului. Anterior a mai fost certat cu legea fiind cercetat pentru infracțiuni similare. Pentru fapta care a comis-o, individul să fie atras la răspundere contravențională, care prevede o pedeapsă cu amendă de la 900 la 648 de lei. Dumnezeu să pedepsească pe așa ceva. Nu fura, nu juriga. Nu jura, păzește oamenii pe brilul tău. 5 miniștri au fost invitați astăzi de democrație în Parlament pentru a fi audiați, printre ei ministrul economiei, cel al sănătății, dar și cel de interne, la care deputații PD spun că au mai multe întrebări. Propunerile însă au fost respinse de majoritatea parlamentară. În debutul ședinței de astăzi, democrații au cerut ca ministrul economiei Vadim Brânzan să fie audiat în plen referitor la soarta proiectului Drumuri Bune 2, inițiat de fosta guvernare. Așa, invitarea unui ministru care este foarte ocupat în ședințe plenare, acum, instant, ad hoc, nu este binevenită. Cu așa atitudine, ratăm termenii optimi de reparație și întreținerea drumurilor. Ori noi cunoaștem foarte bine că drumurile nu iarna se repară, dar anume în această perioadă. Democrații au solicitat și ca ministrul de interne Andrei Năstase să vină în legislativ. Deputații PD au vrut să-i ceară socoteală lui Năstase după ce președintele raionului Anenii Noi, Sergiu Rapcea, democrat și el, ar fi fost intimidat de actuala guvernare. De cine mai exact însă nu este clar. Domnul Sergiu Rapcea a fost sunat de către o persoană necunoscută, invitat la o stație PECO din Anenii Noi și a spus că reprezintă o structură de forță fără a spune care anume, spunându-i că dacă dorește să nu stea la pușcărie, la film, să-și dea demisia. Acest individ care acum repede încearcă să se victimizeze și să o facă pe imaculatul,
Noi cu toții cunoaștem care au fost eroismele lui în campania electorală, cum și-a bătut joc de cetățeni, cum a executat toate ordinele partidului, cum a folosit poliția. Democrații au vrut să le ceară socoteală și ministrului de la agricultură, celui de la sănătate și celui de la finanțe. Propunerile însă au fost respinse. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. A plecat supărată de la ședința de astăzi și Marina Tauber, după ce Parlamentul a votat-o pe Doina German în calitate de președinte a Comisiei pentru Drepturile Omului și a respins candidatura deputatei din partidul Șor pentru că ea figurează în raportul Kroll. Не называйте себя больше борцами с кумотризмом и непотизмом. Despre ce moralitate vorbești, tovarășă? Vorbiți acum de drepturile omului, că aveți drepturi de condus, că aveți drepturi nu știu ce, dar dreptul de a întoarce banii înapoi, când o să aveți? Afară hoților, la pușcărie! Două BMW-uri s-au transformat în buțuri de fiare după ce s-au ciocnit. Accidentul s-a produs aseară în apropierea localității Giurgiulești din Cahul. În urma impactului, o pasageră de 39 de ani a rămas blocată, așa că a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru a o scoate dintre fiarele contorsionate. Aceasta a fost transportată la spital cu diverse traumatisme. Oamenii legii urmează să stabilească cine se face vinovat de accident. 46 de copii s-au intoxicat la o tabără de odihnă din Sergeevka, Ucraina. Aceștia au ajuns la două spitale locale, iar starea lor este stabilă. Nu este clar ce a provocat intoxicația în masă. Tabăra este inspectată, iar poliția a pornit o anchetă. Copiii au început să se simtă rău aseară, scriu jurnaliștii străini. Din cei 226 de micuți cu vârstă cuprinsă între 7 și 14 ani, 46 dintre ei au fost diagnosticați cu enterocolită, maladie ce constă în inflamația acută a intestinelor. 32 de copii au fost internați într-un spital din Belgorod-Nestrovsk, iar alți 14 într-o instituție medicală din localitatea Șabo. Tabăra de odihnă aparține Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu din Chișinău. Instituția a anunțat într-un comunicat că din 2008 tabăra este în gestiunea autorităților locale și că nu are nicio legătură cu acest incident. Nu se cunosc deocamdată motivele intoxicației. Oamenii legii au deschis o anchetă, iar toate clădirile taberei sunt inspectate. Blocul acum și PSRM ar putea semna un acord pentru alegerile locale din toamnă, a declarat șeful statului la o emisiune de la Postul Public de Televiziune. Este vorba despre o înțelegere de neagresiune în campanie, susțin deputații socialiști și cei din blocul acum. O campanie fără geopolitică. Asta promite Igor Dodon pentru alegerile locale din toamnă. Șeful statului, care se declară liderul neformal al socialiștilor, susține că PSRM-ul și blocul acum va semna un acord în acest sens la începutul lunii august. Este vorba de un acord de neagresiune în campanie electorală, cum e și firesc, atât timp cât avem o majoritate parlamentară, va exista o concurență sănătoasă, o concurență de idei. Mergem, nu ne atacăm, nu discutăm probleme de ordin ideologic, ceea ce pe noi ne dezbină. Unii deputați din blocul acum nu văd cu ochii buni această inițiativă, iar democrații o critică. Cred în această variantă. Suntem prea diferiți. Și împart fotoliile, ceea ce este și clar ce să comentăm. La alegerile din toamnă, în capitală, ne-ar putea aștepta același scenariu ca și anul trecut. Asta pentru că, potrivit celor din blocul acum, Andrei Năstase aspiră în continuare la fotoliul de edil, iar Igor Dodon a anunțat că Ion Ceban va candida probabil la scrutin din nou. Știm cu toții că domnul Năstase nu doar se gândește, dar dumnealui este primarul în exercițiu, dacă doriți, primarul ales de cetățeni, chiar dacă, vorba poietului, avem ce avem. Putea reveni la cârma primării? Nu că ar putea să revină la cârma primării, dar dumnealui nu trebuia să fie lipsit de acest drept și această obligație. Alegerile locale vor avea loc pe 20 octombrie. Absolvenții Academiei de Poliție au primit astăzi primii epoleți. 156 de tineri și-au luat rămas bun de la studenție și au devenit ofițeri de poliție. Aceștia spun că vor să schimbe părerea societății despre oamenii legii și dau asigurări că vor fi corecți și nu vor lua mită. Pe viitor se văd procurori sau judecători. Până atunci însă se gândesc cum vor trăi cu salariul de polițist. Plin
de emoții, absolvenții au mărșăluit pentru ultima dată în fața Academiei în care și-au petrecut anii de studenție. Cei 156 de tineri au răsuflat ușurați când s-au văzut în sfârșit cu diplomele în mână. Serdeșcă Republica Moldova! La ceremonie, viitorii polițiști au respectat o tradiție urmată de toți absolvenții. Câți bănuți ai strâns acolo? O grămadă, nici nu-i pot număra. Ce să faci cu ei? Și băgate. Tinerii spun că în aceștia ne-au avut de trecut nu o singură dată testul la rezistență. A fost o regimă destul de drastic, să spun așa, pentru început, pentru că eu eram studentă, ca la început, bineînțeles, dificil, la ora 5:30, uneori la ora 5 mă trezeam, pentru ca să reușesc tot. Absolventele susțin că nu a fost întotdeauna ușor să țină pasul cu colegii lor. Valentina Cărăuș ne-a spus că urmează să devină ofițer criminalist la Inspectoratul de Poliție din Soroca, orașul său natal. În poliție tot unul pentru toți și toți pentru unul. Și un scop a tot stabilit ca profesionistă în viitor. Să ajung la un nivel foarte înalt, cu un grad înalt special. Pe parcurs vreau să cresc, adică să realizez multe lucruri pe care le-am învățat în instituția dată. Tinerii își doresc în primul rând să schimbe părerea societății despre polițiști. Să fie un polițist corect, fără să-i imită. Desigur. Va fi posibil în țara noastră? Întocmai. Cum salariul este cam mic pentru un polițist? Eu cred că în această zi nu trebuie de abordat aceste... Dar de ce? E viitorul tău. Desigur. Adriana Mariana a absolvit facultatea de drept la Academie și spune că urmează să se angajeze în calitate de jurist. Știe că salariul pe care îl va primi este modest, așa că mizează pe ajutorul părinților. Servicii comunale achit gazdă, fiindcă mare majoritatea studenților nu au apartamente, nu au locuințe. Vorbeam anterior de 10.000 respectiv. Te vei descurca, crezi? Mizez în continuare pe sprijinul părinților. Complicat, dar ne-o stărui să fie bine. Se susține, la ceremonie au venit părinții și prietenii, care spun că au avut emoții mai mari decât absolvenții. I-am dorit succes și am așteptat ca să termine școala foarte, cu note bune, să aibă o profesie în viață. Unii și-au invitat și jumătățile. Câți sunt la număr? 101, cred. Când împreună am fost, adică mereu. Am trecut peste toate. Sunt mândră pentru că o atins scopul final. Dar cum e să fii cu un iubit polițist? Greu. De ce? Pentru că nu permanent are timp pentru ești în oraș sau nu permanent are timp de tine, practic îl împarți cu cariera pe care își o ales-o. Invitat la ceremonie, ministrul de interne, Andrei Năstase, a făcut baie de mulțime. Dacă nu vom elimina corupția din sistem, nu vom reuși să îmbunătățim condițiile de trai a tuturor cetățenilor și implicit a polițiștilor. În câți ani pot avea aceste condiții mai bune? Nu vorbim despre ani, vorbim despre obiective. Anul acesta, Academia de Poliție a fost absolvită de cea de-a 25-a promoție. Tinerii au studiat la Facultatea de Drept și cea de Securitate Civilă și Ordine Publică. Adriana Bețișor este plecată din țară doar că a mers în concediu și nu a fugit, așa cum s-a vehiculat în presă, anunță Procuratura Anticorupție. Ministrul de Interne susține că nu știe unde este Bețișor. Nu sunt în măsură să veghez cine pleacă sau intră în țară. Atâta timp cât nu sunt sub anchetă penală, nu au interdicție din partea unui magistrat cu privire la părăsirea țării, nu voi apela niciodată la mijloacele care să-mi pună la dispoziție asemenea informații. Precizările vin după ce ieri avocatul Eduard Rudencu a scris pe Facebook că Bețișor ar fi plecat din Moldova ca să scape de răspundere penală pentru că ar fi ascuns probe din dosarul fraudei bancare. Recent, Bețișor a demisionat de la șefia Procuraturii Anticorupție. Ea a instrumentat primul dosar al lui Vlad Filat, iar acum gestionează dosarul lui Ilan Șor, care a fugit din țară după ce democrații au cedat puterea. Nici în mijlocul verii la munte, în Carpații din România, s-a așternut un strat subțire de zăpadă, iar termometrele au arătat până la minus 2 grade noaptea trecută. Turiștii nu s-au speriat și au făcut cozi la telecabine, dornici să vadă zăpada. Vă arătăm imagini de acolo imediat în jurnal.
Președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Vladimir Zelenski au vorbit ieri pentru prima dată la telefon. Aceștia ar putea să se întâlnească în curând pentru a discuta despre conflictul din estul Ucrainei, scrie presa străină. Informația referitoare la convorbirea dintre cei doi lideri a fost confirmată de Kremlin. Putin și Zelenski au discutat despre conflictul din estul Ucrainei, în contextul în care președintele ucrainean investit în funcție acum două luni a promis încă din campania electorală că acest subiect va deveni o prioritate pentru el. Convorbirea a avut loc la doar câteva ore după ce Putin a declarat că este dispus să negocieze cu autoritățile de la Kiev pentru a rezolva acest conflict. Luni, Zelenski l-a invitat pe liderul de la Kremlin la discuții. El a cerut ca întâlnirea să aibă loc la Minsk, în prezența liderilor Germaniei, Marii Britanii, Statelor Unite și Franței. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чи Крым и кого там нет на Донбассе. Relațiile dintre Ucraina și Rusia s-au deteriorat în anul 2014, când Rusia a anexat peninsula Crimeea. Aproape 8 tone de cocaină au fost găsite sub apă, mai exact, drogurile au fost depistate la bordul unui submarin și au fost confiscate de poliția americană. Submarinul urma să ajungă în Florida. Imaginile din momentul reținerii au fost publicate de pe rețelele de socializare. Din ele se vede cum oamenii legii cer membrilor echipajului să oprească nava. Pentru că nu o fac, polițiștii sar pe submarin care se află încă în mișcare și pătrund în interior. Valoarea totală a drogurilor este de aproximativ 232 de milioane de dolari. Este stare de alertă în sudul Statelor Unite după inundațiile provocate ieri de furtuna tropicală Barry. Meteorologii anunță că mâine intensitatea fenomenului poate să crească și să ajungă la puterea unui uragan. Peste 4 milioane de oameni au fost anunțați să fie precauți în aceste zile. O mare parte a orașului New Orleans este deja sub apă după trecerea furtunii tropicale Barry. În orele următoare, sinopticienii americani anunță că fenomenul meteo poate să crească în intensitate și să ajungă la puterea unui uragan. Alerta va fi valabilă până luni dimineață. Peste 4 milioane de oameni au fost puși în alertă. We still have 100 sandbags on the back of our house from 2016. So this is us gearing up again. Autoritățile locale spun că sunt gata pentru a interveni în caz de necesitate. If the worst case scenario does happen, we'll never have enough assets. We need people to be aware of their own surroundings, be able to take care of themselves. New Orleans poartă încă stigmatul puternicului uragan Katrina, care a inundat 80% din oraș și a dus la moartea peste 1800 de oameni. Digurile care protejează metropola au fost construite pentru a rezista la o creștere a nivelului apei de până la 6 metri. Acest nivel ar urma să fie atins în weekend, spun autoritățile, care iau în calcul cel mai negru scenariu. Now is absolutely the time to pay attention. Be prepared for the impact. Salvatorii au început să pompeze deja apa adunată în mai multe dintre cartiere pentru a evita inundațiile de proporții. Ninge în luna lui cuptor, aseară munții Bugeci din România au fost acoperiți de un strat de zăpadă de 3 cm, iar termometrele au arătat minus 2 grade. Meteorologii susțin că pentru această perioadă este neobișnuit de rece, iar ultimii fulgi au căzut acolo în mijlocul verii acum 8 ani. Imagini cu viscolul au fost surprinse aseară de mai mulți turiști care se odihnesc în munții Bucecilor. La peste 2000 de metri altitudine a început să ningă de la ora 9 până la aproape 3 dimineață. Stratul de zăpadă a ajuns până la 3 cm, iar vremea posomorâtă a fost și astăzi. Turiștii s-au bucurat să vadă zăpadă, unii însă nu au fost pregătiți pentru vremea schimbătoare. A little bit cold also. Do you have enough clothes for today? Yes, I have an extra like this and an extra jacket, so it's going to be great. Aseară stăteam foarte liniștiți, era cald, ne bucuram de vremea frumoasă și în 15 minute a început grindina și nu mai știam cum să strângem toate lucrurile. Cum te-ai echipat azi? Cu tot ce am putut mai mult, 3 straturi de dedesubt și 4 straturi deasupra. Potrivit meteorologilor, pentru această perioadă vremea este neobișnuit de rece, iar ultimii fulgi au căzut acolo în luna iulie, acum 8 ani. Nu este un fenomen obișnuit, dar nici total neobișnuit. Ultima dată când
Am avut zăpadă, când țin eu minte, am fost de servicii și am avut zăpadă în luna iulie, a fost în anul 2011, când am avut un strat de aproximativ 4-5 cm tot în luna iulie. Și la Bâlea Laca seara a fulguit ușor, după o ploaie puternică. Temperatura a coborât până la 1 grad Celsius. Cei câțiva centimetri de zăpadă au putut fi văzuți doar câteva ore. La munte, vremea va fi instabilă și în weekend, anunță sinopticienii. La altitudine, temperatura maximă nu va depăși 8 grade. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul La Sfierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un weekend minunat!